zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineam. Bună ziua, ce mai faceți? Știți de acum, aveți, n-aveți treabă, vă plictisiți, nu vă plictisiți, pac la Litoral TV. A început să vă placă Litoral TV, așa e? E o echipă de tineri care muncesc de dimineață până seara ca dumneavoastră să fiți mulțumiți. M-au primit și pe mine. Să zic eu că acum ne înțelegem așa. Sunt băieți talentați, sunt isteți, emisiunea pică bine. Când le-am spus că să se numească emisiunea Ce frumos e la noi, s-a uitat lung așa la mine. Și eu fi zis, eu, domnul Haleț, așa o chestie, așa mai, pac, să fie un nume așa mai. Știi, lumea vrea neapărat să șocheze cu ceva, să știi, când vii cu de-astea frumoase, cu Ce frumos e la noi. Eu am zis emisiunea Ce frumos e la noi, pentru că în amestecul ăsta de toată lumea vorbește de rău, ce în România e rău, ce pregătește România nu e bine, pică bine așa. Vine unul la Litoral TV să zică ce frumos e la noi. Că dacă sunt unii care să țin de noi tot timpul să ne spună că la noi e rău, că la noi e urât, pică bine din când în când și m-am trezit eu să fiu acela. Să vă aduc aminte dumneavoastră că ce frumos e la noi în România. Și avem motive multe, multe, multe. Dar ca întotdeauna, în jurul românilor, cu privire la România, am avut prieteni și vecini răi, pe care probabil n-am avut cum să ne alegem și ne-am trezit cu ei, care nici acum nu ne doresc binele. Mă uitam zilele trecute cât de mult îi interesează pe ăștia de la Moscova ce facem noi aici. Probabil că au niște interese, probabil că de mult în zona asta, că doar am fost împreună, nu? Am fost statele socialiste, comuniste, ne-am înfrățit și cam făceam ce ne spunea Moscova. În ultima vreme nu prea mai facem. Ba, din dorința noastră, din totdeauna așa de nobles, ne-am uitat către vest, că am fi vrut și noi românii să fim așa mai ca la Paris. Am vrut și noi tot timpul românii să fim așa mai ca la Berlin, mai ca în Marea Britanie. Așa ne-am întors cu spatele către Moscova și i-am deranjat pe unii care, de marea iubire care ne-o poartă nouă de întotdeauna, ar vrea să fim din nou împreună cu ei, dacă nu sub influența lor. Mă refer la marea iubire care ne-o poartă Moscova, numai gândiți-vă că în continuare tezaurul nostru, ăla de vreo 90 de tone de aur și de documente și de chestii de astea, stă în păstraie la Moscova, unde ar putea să stea. Gândiți-vă și dumneavoastră acum, tezaurul nostru, dacă noi nu suntem în stare, ne certăm toată ziua, primul ministru cu președintele, chestii, nu-i mai bine ca tezaurul nostru să stea la Moscova? Unde credeți dumneavoastră că ar sta cel mai bine? La Moscova, normal, nu? Cred că de aia nici nu-l dau înapoi, din prea mare dragoste și din prea mare prietenie cu care se uită Moscova la noi. Cât de proști putem să fim noi, că dacă ne dau ăștia tezaurul înapoi, noi iar suntem în stare să-l dăm cine știe cui și să-l pierdem. Așa, l-am pierdut, dar e la Moscova. Adică putem fi liniștiți, mare parte din istoria noastră, din averea noastră, e la Moscova. Unde ar putea să fie, nu? Nu știu de ce nu suntem noi liniștiți pe chestiunea asta. Și ei, în continuare, nu? Ne dau gaz. Nu? Ne dau gaz. Sigur, la prețul cel mai mare cu care cumpără cineva gaz. Mă, dar
în loc să fim mulțumiți că Moscova ne dă gaz, să avem noi ce să facem cu el, noi suntem supărați că ni-l dă la un preț mare. Ce înseamnă la un preț mare? Înseamnă că ne dă un gaz bun, nu? Că cât de prost să fii tu să cumperi gaz de la ruși cu prețul cel mai mare? Cât de prost poți să fii? Pentru că, de fapt, când semnezi tu contractul, nu dai tu de la măta bani. Dăm noi toți, nu? Și, da, și cui să dăm noi prețul cel mai mare pe gaz? Fraților noștri de la răsărit. De unde vine soarele, de unde vine lumina, de unde vine bunătatea. Vă aduceți aminte, Băsescu, când a început să fie președinte prima dată, mă uitam îngrijorat la el să caut să-l înțeleg așa. De ce a zis el? De ce a zis el că noi am vrea o axă Londra-Washington? Știu, suna urât, dar probabil Băsescu a vrut să facă și el cum a făcut Iliescu atunci la Revoluție, care s-a grăbit să sune la Moscova. Ce faceți, domnul Iliescu? De ce sunați la Moscova? Lasă că e bine să știe. Să se știe la Moscova cine suntem și ce vrem. Așa știa el, Iliescu. Dacă facem noi o tulburare în București, e bine să o afle și ăia de la Moscova. Și așa și Băsescu, când a ajuns președinte, a transmis el așa că de acum o să avem o axă Londra-Washington. Cred că Londra și Washington habar n-aveau că e Băsescu președinte sau că ce vrea el, dar el s-a grăbit să spună că vrem o axă Londra-Washington, tot așa, ca să afle Moscova cine suntem și ce vrem. De ce oare se interesează ăștia de la Moscova așa de mult de noi? Și dacă vă uitați voi așa pe rânduri ce se mai întâmplă în țară, vedeți că presiunea în continuare a fost mare. Presiunea a fost mare și probabil că Băsescu știa chestiunea asta și eu m-am uitat așa cu simpatie. Îmi formez și eu părerile mele așa de om bătrân. Mă, cine îl înjură pe Băsescu nu realizează că ăsta săracul s-a pus așa de unul singur în mijlocul unei lupte care nu se va termina niciodată între Statele Unite și Moscova. Și sigur că s-a pus în mijloc aceste lupte taman aici, la margine de Marea Neagră, la margine de Europa. Sunt convins că nu i-a fost ușor. Sunt convins că Băsescu putea să găsească și alte căi mai de simpatie, măcar așa, de fațadă cu Moscova. El personal, cum îl știm noi, n-are chestii de-astea cu ocolișuri diplomatice. Adică se vede clar că mesajul pe care l-a trimis el ca președinte către Moscova, nouă românilor, a fost că nu prea avem motive de simpatie cu fratele nostru cel mare, cu fostul urs, cu marea putere Rusia, care știți dumneavoastră că își putea alege vecinii pe care și îi dorea. Sigur, insistența cu care ei vor să fie tari în Moldova e de înțeles. Cine cu mentalitatea lor de imperialiști, cine ar refuza să ocupe teritoriul unui vecin, cum se cade, și drăgăla, și prietenos, cum am fi noi în istorie, noi românii. Mi-aduc aminte când am fost să ne înfrățim Consiliul Județean Constanța, ne înfrățeam cu Consiliul Județean Chișinău. Și am fost vreo 5-5 și am fost și eu în delegația asta de am semnat acest protocol de înfrățire. Aia de acolo s-au supărat pe textul că de ce înfrățire? Puteam să găsim un alt text. S-a obținut cu greu acceptul Consiliul Județean Constanța, s-a înfrățit cu Consiliul Județean Chișinău. Tevatură mare, ambasada rușilor, prefect, ce era pe acolo vreo 5 zile de dimineață până seara, ne încercau ăștia cu băutură de dimineață, probabil că să fim mai tulburați așa, ei fiind foarte ospitalieri, cum știm noi că sunt moldoveni. Acolo povești îngrozitoare, ceva de genul ambasadorul nostru de acolo, pentru că noi eram autoritate locală, nu aveam nicio chestie cu să implicăm guvernul, statul. Și ambasadorul se ținea pe după noi pe acolo și mi-a zis, zice, domnul Haleză,
Nu știți ce mult bine faceți această delegație de Consiliul Județean din Constanța, care se înfrățea public, oficial, pe scena operei din Chișinău, chiar în ziua Chișinăului, cu lume multă, care, vă spun, plângeau în sală, un spectacol folcloric românesc superb. Superb. Atunci, acolo, stând în sală, președintele era Duțu și vedeam un spectacol folcloric atât de românesc și atât de la copii până la bătrâni, superb, că atunci i-am spus eu președintelui Duțu, zic, uite, noi la Constanța nu mai facem un festival de folclor, facem doar la de muzică ușoară și în momentul ăla, atunci, acolo, am luat decizia să reluăm la Constanța pe scena de la Mamaia un festival folcloric, pentru că, iată, fac ăștia la Chișinău un festival românesc și folcloric excepțional, cu presiunea rușilor în spate, și noi la Constanța nu mai facem. Dar ce vreau să vă spun este că eram în jurul nostru tot felul de aleși locali. De acolo era un director unei școli și spuneau că din ședințele lor acolo la școală, din câte cadre didactice erau ei, doar doi erau ruși aduși acolo. Restul erau români și ședințele se făceau în rusește. Pentru că așa era ordinul. Deci ei toți erau români în sală, școala din Chișinău, și pentru că era Republica Moldovenească și întotdeauna a fost sub ocupație rusească, ședințele se făceau în rusește. Rest, rușii n-au glumit niciodată în istorie legat de chestiunea asta. Cineva, văzând că tot fac emisiunile astea și foarte mulți îmi dau materiale, mi-a transmis o chestie spusă de Putin la Moscova, legat de faptul că pe teritoriul Rusiei toți cetățenii sunt ruși și trebuie să vorbească rusește. Adică dacă cumva ai alte gânduri, poți să pleci. Așa a zis președintele nostru nu prea știe să zică. Și mă deranjează chestiunea asta. Dacă ai o atitudine așa de Londra și de Washington și te uiți cu spatele așa la Moscova și tot ai probleme cu Ponta și cu Antonescu, aș fi vrut ca președintele meu, deși nu cred că e treaba lui, sau altcineva să aibă o atitudine acum referitor la declarația acelui primar la Miercurea Ciuc. Nu știu dacă știți, Miercurea Ciuc este reședință de județ, este municipiu, este localitate mare. Și domnul primar a luat decizia să pună un steag mare în mijloc, acolo, frumos. V-am zis, urât, gestul e frumos. Cu stegulețe poți să te joci cât vrei tu. Dacă ai steguleț, bravo ție că ai steguleț. Mă refer de secuii de acolo, au ei un steag bleu cu auriu și destul de urât, o combinație bleu cu auriu, mă rog, dar steagul lor îl respectăm. Da, de aici până la, să zic că a făcut o declarație primarul acum din Miercurea Ciuc, ceva de genul, era el supărat că i-au dat ai noștri amendă vreo 6 milioane că steagul secuilor era pe o clădire, primărie sau ce era ea acolo, care e a statului român și nu e frumos acolo să ai decât steagul României și steagul Europei, eventual pentru că suntem în Europa și suntem România ca stat național. Pusese și steagul secuilor acolo, putea să-l pună oriunde, putea să-l pună la măsa acasă, putea să-l pună în curte, putea să ducă la tot felul de manifestări, dacă nu-l pui pe o clădire a unei autorități a statului român, e puțin exagerat. Sigur, stilul nostru românesc este să nu-l certăm. Acum s-au trezit unii, i-au tras o amendă, ceva de genul vreo 6 milioane, așa, mă. Așa-s legile românești blânduțe. Pe mine autoritatea rutieră mă pedepsește rău când zice el că greșește. Da, pe primarul de Miercurea Ciuc nu prea știm să-l luăm de urechi. Și ăsta a zis așa o chestie, probabil supărat. Eu mă uitam la televizor, nu venea să cred. Am crezut că e un film cu unguri, un film prost, cu unguri șmecheri. Nu era adevărat, se transmitea chiar din mijlocul țării mele. Eu, ca cetățean român, mă uitam îngrozit cum un primar, unul mai văzusem pe la televizor, unul cu ochelare așa, are o privire de-asta cruntă, așa, cam ciudat, așa.
îl cheamă Raduli Calman, nu mai știu cum. Robert Raduli Calman, ceva de genul ăsta. Și spunea în felul următor: aici la noi, cine trăiește din taxele secuiilor, că-i prefect, că-i ziarist, trebuie să știe limba ungurească. Aici, la noi, n-are ce căuta decât dacă vorbește ungurește. Bă, mă uitam la el și nu-mi venea să cred. Ori era beat, ori era tâmpit, ori știa că poate să zică orice, primar fiind, deci autoritate, poate să zică orice în România, nu se întâmplă nimic, nu îl ceartă nimeni. Pe mine mă ceartă dacă un dobitoc de polițist crede că am depășit nu știu ce, îmi ia carnetul, îmi dă amendă. Da, pe domnul primar care zice aici la noi, Miercurea Ciuc, și prefectul, și ziaristul, și oricine este obligatorie cunoașterea limbii române. N-am văzut în viața mea, nu mi-imaginam că o să trăiesc așa ceva, m-am uitat în Constituție. Poate că nu știu eu și are el dreptate. Ce zice în Constituție? Noi niciodată în România n-am obligat pe nimeni dacă se naște în România, dacă trăiește în România, dacă lucrează în România, n-am obligat pe nimeni să știe românești. Se duce la școală, învață, nu învață, cum să spun, le-am creat toată posibilitatea să învețe limba lui natală, să trăiască. Ba, din contră, e articol obligatoriu, zice, articolul 6, statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale, statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase. Statul român garantează persoane exprimarea identităților etnice. Și un tântălău, primar în Miercurea Ciuc, zice că dacă vrei acolo, trebuie să cunoști obligatoriu limba maghiară. Ia uzi, bă, băiatul, nu-mi imaginam vreodată. Vă dați seama că încă este teritoriul românesc. Vă dați seama că încă este statul și cetățeni români acolo, secuii aceia. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar fi așa? Deci ăsta are un tupeu de ăsta nenorocit, de cârciumă, de bețivan, de tâmpit. La el acolo, deja e la el acolo. Ați înțeles? În Miercurea Ciuc e deja la el acolo. Miercurea Ciuc e al lui mama lui. El cu soacră sa, dacă măsa o fi murit între timp, hotărăsc că acolo n-ai voie să muncești decât dacă știi limba, ce treabă au secuii cu ungurii. Că am citit și eu în istorie despre ei. Au fost aduși să apere la graniță pentru că erau răi, pentru că erau durcă, pentru că aveau privirea crunte așa și au fost maghiarizați. În vechime au o combinație cumplită așa cu huni, cu avari, cu tot felul de sălbatici de ăștia și limba lor seamănă cu a ungurească veche, dar au fost, cum să vă spun, maghiarizați mulți locuitori în Transilvania, forțat urmau să fie maghiarizați, dar de-aia sunt secui, adică nu sunt maghiari, sunt secui. Insistența cu care la Budapesta și oarece politicieni nezgândere pe noi acum, nezgândere ca să ne enervăm. Sigur că nu-i frumos ăștia dacă te duci la psihologi așa, stai de vorbă cu ei și când ești autoritate națională, prima dată psihologul te roagă să nu te enervezi, să nu iei decizii la supărare. Eu n-am psiholog și eu nu sunt autoritate, eu pot să vă spun dumneavoastră că m-am enervat. E posibil ca astăzi în România un primar de municipiu să zică atât de relaxat și liniștit, supărat fiind pe toată lumea
că nu-l lasă unii să se joace cu stegulețul, eu v-am spus că nu problema cu stegulețul, este falsă. E ca aia la magician, uite aici porumbelul, ca să-ți fure pormoneul. Problema este să avem noi reacții urâte, e nezgândere. Nu da să ne zgândere cu ideea că noi acolo n-avem ce căuta să muncim în Miercurea Ciuc, decât dacă știm ungurește, mi se pare enervant. Mâine poate să zică că n-avem voie să muncim acolo decât dacă știm ungurește și avem șapcă verde. După aia, dacă știm ungurește, dacă avem șapcă verde și ne lipsește un picior. La el acolo, el fiind la el acolo, nu? Sigur că nu există oficial o țară a secuilor, ei își spuneau scaun. Sigur că n-au niciun fel de tradiție de teritoriu al lor, au fost risipiți. Și pe Maramureș, mai sunt și pe Oradea și cei mai mulți sunt aici, Covasna Harghita. De aici până la a crede că teritoriul, ei au venit și au fost puși acolo, deci ei au ocupat un teritoriu. De ce suntem noi așa de cuminței? De ce nu se găsește nimeni în România o autoritate, nu știu care, că nu-i treaba primului ministru, nu-i treaba nici a șefului senatului, nici a președintelui, dar a cui e? Cine mă apără pe mine, cetățean? Cine ne apără pe noi așa ca națiune când cineva, un primar de municipiu, reședință de județ, spune că nu se poate la el acolo decât dacă știi limba maghiară. Este o declarație răutăcioasă, este o declarație scandaloasă. Sigur este provocatoare, sigur a vrut să sărim noi și să luăm de urechi, nu e treaba mea să le iau de urechi, doar vă spun dumneavoastră, poate n-ați fost atenți, cum e posibil că astăzi probabil că era supărat, probabil că era nervos, probabil că era beat, probabil că era tâmpit, probabil că nu era în regulă. Dar cu mintea mea de Litoral TV, de ce frumos e la noi, că dacă eram mai deștept, făceam emisiune la CNN, probabil, sau la Vocea Rusiei, știi? Nu, era ce frumos e la noi, la Litoral TV, atâta mă duce pe mine capul, atâta vă zic, nu cumva declarația lui atacă siguranța națională? Cineva ar trebui să se sesizeze referitor la astăzi zice ăla ceva, răscolește pe altcineva, încep unii să zică are dreptate unguru, cum am văzut pe la București câțiva tip care eu îi consideram deștepți, să trezesc așa și fac pe deștepții spunând are dreptate unguru. L-aș întreba pe dobitocul ăsta, fost prieten de-al meu, dacă mai susține ideea că are dreptate unguru, dacă lui se pare normal ca un primar de municipiu de Miercurea Ciuc să ne zică nouă celorlalți cetățeni din România că dacă vrei să te duci la Miercurea Ciuc să lucrezi acolo, trebuie să știi, a zis că și ziariștii care vin acolo trebuie să știe limba maghiară. N-ai ce căuta acolo, ca și cum te-ai duce la el acasă. Noi românii niciodată n-am spus nimănui, ca să fii cetățean român, trebuie să cunoști limba română. Nu. Uite ce scrie în Constituție. Că m-am dus și am citit Constituția să văd. Suveranitatea. Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Zice în Constituție. Niciun grup și nicio persoană nu poate exercita suveranitatea. Când primarul de Miercurea Ciuc zice că aici n-ai ce căuta nici prefect, nici ziarist, nici ce-o mai fi vrut el să zic în capul lui polițist, în armată, cine știe, decât limba maghiară, asta înseamnă că el vrea să-și impună suveranitatea în nume propriu, deci calcă Constituția. Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine. Deci alte populații, el se consideră altă populație. Nu poți, zice în Constituție. Și mai scrie în articolul 5, cetățenia română, da? Constituția României din 2003, nu s-a mai schimbat, vor să o schimbe anul ăsta. Cetățenia română se dobândește, se păstrează
sau se pierde în condiții prevăzute de o lege organică. Și aliniatul 2 din articolul 5, cetățenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naștere. În Constituția României nu scrie că ești cetățean român numai dacă vorbești românești. Nu scrie, iată că la Miercurea Ciuc nu mai poți să te duci și să fii prefect sau ziarist decât dacă știi limba maghiară. Așa zice primarul de acolo, la el acasă, e stăpân, calcă articolul 2, în care zice niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Da? Mâine, poi mine ăla pune doi angajați la lui la intrare în Miercurea Ciuc și e posibil să nu mă primească pe mine decât dacă știu să zic Kelly Kozolom Ciocolom, nu știu, ceva în ungurești. Păi dacă nu știu limba maghiară, nu pot să mă plimb pe Miercurea Ciuc, Samara? Nu pot să mă înscriu la un concurs acolo, vreau să lucrez la primăria de Miercurea Ciuc, că am o experiență și m-am îndrăgostit de o unguraică și îmi părăsesc familia și Constanța de nebun, mă mut în Miercurea Ciuc și vreau să lucrez la primărie și nu mă primește ăsta la mine în țară, că nu știu limba maghiară, ca și cum zona asta, v-am zis, Raduli îl cheamă, are o privire așa de om rău, de tâmpit, de bețiv, da, Raduli Calman, Calaman, Calman, nu știu, Robert, cheamă pe ăsta Gheorghe Ion sau Vasile, de ce vorbești? Cred că s-a împușcat, dacă era secuiul ungur Ion Vasile, îți dai de capul, a avut noroc. Formidabil. Incredibil. Nu mai citesc din Constituție că mă enervez. Îmi pun doar o întrebare și nu înțeleg de ce pun eu o întrebare la Litoral TV. Chiar nu-l ia nimeni de urechi pe ăsta? Chiar rămânem noi cu istețimea aia că nu răspundem la provocare? Adică noi știm că ăsta a vrut să ne pună în dificultate, să-i tragem una așa, să provocăm și noi, pentru că suntem prea deștepți, nu răspundem la provocarea lui. Nu cred. Nu cred. Nu răspundem la provocarea lui pentru că în momentul de față suntem conduși pe oameni slabi. Au ajuns să răspundă de destinele țării oameni slabi. A început să-mi fie frică. De momentul când l-am văzut pe ăsta cu câtă ușurință spune măgăria asta în mijlocul țării mele că n-ai voie la el acolo decât dacă știi limba maghiară, probabil că ei au mai spus chestia asta, dar o spun așa printre ei, până ascunzișuri, șeful lor a fost și prim-ministru, dacă îl mai țineți minte. Ungurii au stat la guvernare la noi aproape tot timpul. Cât de mult greșim aici? Cred că a început să-mi fie frică de regionalizarea asta, regionalizarea care urmează să fie făcută s-ar putea să ne coste mult. E posibil ca o regionalizare să fie, de exemplu, Transilvania. Știți că ei câteva sute de mii de cetățeni români din Transilvania au și cetățenie ungurescă, da. Scăpăm de mână multe interese. Mă gândesc numai la un interes economic puternic. V-am mai spus, industria sârmei Câmpia Turzii, un oraș întreg cu multă experiență în producția metalică, în siderurgie. Industria sârmei Câmpia Turzii, Buzău, fabrica aia renumită de sârme, la Minorul Brăila, Oțelul Speciale Târgoviște, enorm, mult din industria României a ajuns pe mâna unor ruși
o firmă mare și puternică, m-am uitat și eu să... Da, mare și puternică pe dracu, că numai la ei acolo au și mai au până în Lituania și în Bulgaria și la noi aveam vreo 4, au vândut-o zilele astea cu 50 de euro. Deci toate chestiile astea, industria sârmei câmpia Turzii, oțelul speciale Târgoviște, ce oțeluri speciale făceam acolo, aproape toate alea de la centrala nucleară din interior se făceau la noi aici în țară. Vă dați seama, aia cea mai bună care e făcută de canadieni, deja vreo 60% din cei trebuiau unei centrale nucleare se făcea în România, inclusiv aici oțeluri speciale, combinație. La minorul Brăila, iarăși renumit, și industria și fabrica de la Buzău de sârme. Deci astea patru au fost vândute zile trecute cu 50 de euro. S-a putut face un astfel de act după ce le-au privatizat chipurile, le-au luat din patrimoniul nostru al românilor niște ruși și ăștia acum au vândut chestiile astea cu 50 de euro. Eu știu că dacă mă duc eu să vând apartamentul, notarul are un tabel și nu mă lasă să vând apartamentul cu 10.000 de euro, căci că, domne, prețurile, mă rog, știți, nu sunt, că trebuie niște taxe la chestia asta. Păi. Și dacă vând eu apartamentul, e o lege care nu mă lasă să-l vând decât la cam cât face el apartamentul, de metri pătrați, există chestiunea asta. Deci eu nu pot să vând apartamentul meu cu 50 de euro lui soacră mea. Nu pot. Și ăștia au putut să vândă în România astăzi 4 zone puternice de producție metalurgică pe 50 de euro cu mii de inși care lucrează acolo cu posibilitatea de a se distruge această industrie. Și la mine în țară nimeni nu se prinde că cineva vrea să-și bată joc de noi. Ce pot să fac eu? Să vă necăjesc și pe dumneavoastră. Să vă spun, vreau să vă citesc aici un material care se cheamă așa: 4 mutări geostrategice rusești în jurul României. Importante și grele. Nu vi le citesc. Nu vi le citesc. A avut noroc ăsta de să uit acum că mă pândește, dar nu vreau să vă citesc că m-am supărat. M-am supărat și nu vreau... Vreau în emisiunea noastră să vă arăt și ce e frumos la noi, chiar dacă ne paște pericolul. Ne pasc pericole mari de tot. De-aia uneori, și vă repet încă o dată, sunt supărat pe doamna Olanda. Dacă noi am intrat, noi România, am intrat în Europa cu un entuziasm fantastic, cu o dragoste a românilor extraordinară și am intrat în Europa aia deșteaptă, aristocrată, șmecherită, bogată. Și de atunci ne merge rău. Doamna Europa, creșești mult de tot cu România. Ai prins-o acum alergând pe-n curte fără chiloței și îți bagi joc de ea. S-ar putea să-ți pară rău, pentru că dai ocazia dușmanilor României și sunt convins că voi știți de ce încerc eu să mă prind pe aici și vă purtați cu noi rău în continuare. Am intrat în NATO și a fost o mare bucurie că România este în NATO, dar noi în momentul de față nu mai avem armată, nu mai avem avioane, nu mai avem posibilitatea, dacă Doamne ferește v-a întâmpit să supără pe noi, să ne apărăm singuri. Mi-e frică în momentul de față de poziția României și în Europa care ne ceartă și ne ia de urechi și de NATO care nu știu dacă, Doamne ferește, vom avea nevoie, sper să nu avem nevoie să ne apere, dar să ajunge așa repede, fără industrie, fără armată, dintr-o dorință de asta, cum să vă spun eu așa, entuziast, naivă de a hai în Europa, că în Europa e mai bine și Europa ne-a primit în hol, în picioare, arătându-ne mereu
Probabil că așa e mai bine. Probabil că noi trebuie să înțelegem, să ne îndrăvenim și să punem condiții și noi. Să ne facem mai dracu. Dar noi nu suntem în stare să ne facem mai dracu cu dobitocul ăla de la Miercurea Ciuc, care își permite la mine în țară să-mi zică că n-am ce căuta acolo, decât dacă știu maghiara. Eu nu i-am spus niciodată lui că n-are voie să vină pe plaja de la Mamaia decât dacă știe românește. Ba, în contră, i-am primit cu bucurie și pe toți amărâții din Europa veneau și scăldau poponeața la noi, la Mamaia, și eram bucuroși. Noi românii suntem foarte bucuroși. Și îi primim cu dragoste și pe proști. Continui să vă arăt în Enciclopedia Înțelepciunii, rămăsesem un pic de săptămâna trecută, întâmplător, capitolul 31, care îmi zice și mie și vă zic și eu dumneavoastră, nu vorbi de rău. Eu nu vreau să vorbesc de rău. Dar uite că mă aduce situația în stare. Cum să vorbesc eu de bine pe primarul de Miercurea Ciuc când mă uit la el așa, că e supărat la noi în casă, în România, ne zice nouă oficial, că până acum doar auzisem că dacă treci pe acolo și ceri o bucată pâine românește, nu ți-o dă. Și am zis că e glume, dar acum l-am văzut eu pe ăla spunând că n-ai voie. Nu știu dacă voi reuși vreodată să mă liniștesc. Probabil să vorbesc cu băieții ăștia de la Litoral TV să mă trimită pe mine în delegație la Miercurea Ciuc, m-aș duce să-i spun lui ăla de dimineață până seara: bă, nu știu ungurește! Nu știu ungurește! Eu sunt de la Litoral TV, la noi emisiunea este în românește! Nu vorbi de rău! Ia uite mă peste ce dau eu aici, nu vorbi de mereu, ci că nu vorbi de rău azi. V-am citit capitolul, zice să nu bârfești, este esențial pentru reușita în viață, vă aduc aminte? Bârfitorii nu merită încredere, bârfitorul își vorbește de rău prietenii și rudele. Nu sunt nici prieten cu boul ăsta de la Miercurea Ciuc, nici rudă cu el. Aoleu, dacă eram rudă cu ăsta, hai de capul meu. Proverbe românești. Cine defaimă pe altul înaintea ta, el și pe tine o să te defaime înaintea altuia. Mamă, ce mi-aș dori ca primarul ăsta de Miercurea Ciuc să aibă o fată și să se îndrăgostească de unul din năvodari. Să facem noi o nuntă așa cu fata lui primarul de Miercurea Ciuc și Inel Bogdan ăsta de la noi, de aici, de umblă pe aici, de peste tot, că nu poți face nimic în televiziune dacă nu știi Inel Bogdan. Mamă, ce nuntă am face noi cu Inel Bogdan și cu fata lui primarul de Miercurea Ciuc, să-i stea lui ăla în gât că Inel nu știe ungurește. Nu știe ungurește, asta e. Cam așa îi bate Dumnezeu pe ăștia care sunt... O să-l urmărim pe nenea Radu Lee Calaman, Calamar ăsta, din Miercurea Ciuc. În orice adunare și la orice întâmplare să nu te atingi de niciun nume vorbindu-l de rău în glume. Ia uzi, mă. Vorba rea merge ca fulger, astea sunt proverbe românești despre nu vorbi de rău. Da. Fugi de acele adunări unde grăiesc pe toți de rău. N-ați văzut la noi astea partidele care ajung să conducă de sine românii, să întâlnesc, fac mare adunări așa, dar în sală numai dai lor. Unii. În altă sală numai dai lor. Ăilalți. Ăștia de aici vorbesc numai de bine. Ăștia din sală numai... noi suntem băieții buni. Ăia dincolo sunt băieții răi. Dincolo, dacă te duci la ăia, la fel. Acolo sunt numai băieții buni. Ăia sunt băieții răi. Acolo la Miercurea Ciuc numai secui și maghiarii sunt băieți buni. Românii nu sunt băieți buni. Vorba de rău fuge ca glonțul, cea de bine se înnămolește. Proverbe spaniole și portugheze, tot la capitolul nu vorbi de rău.
până nu râde de cel care își chiopătează, bagă de seamă dacă tu umbli un pic mai bine. Nu râde de alții, uită-te la tine. Râde ciop de oară Sparta, asta o știați? Vorba rea fuge mai tare ca cea bună, astea spaniole și portugheze, dar parcă-s românești. O vorbă rea rănește mai mult decât o sabie ascuțită. Limba taie mai rău ca sabia. Rana de cuțit se vindecă mai ușor. Cea de la inimă, niciodată. Păi n-am eu cum. Gândiți-vă dacă cumva în viața mea o să am ocazia să mă întâlnesc cu acest primar de Miercurea Ciuc, cât cum aș putea eu să am o conversație normală și civilizată cu el? Câtă răutate a adunat el și neamul lui dacă el poate să spună că la el acolo, la el acolo în primărie, în Consiliul Județean, în prefectură, în Miercurea Ciuc, la el acolo n-ai voie decât dacă știi limba maghiară obligatoriu. Nimeni niciodată, niciun dictator, cât ar fi el de exagerat, n-a făcut chestiunea asta. Nici Hitler, când a ocupat Parisul, n-a țipat la ăia că în Paris rămân de mâine numai cei care știu să vorbească în limba germană. Tamite, băiatul ăsta, câtă răutate a putut să adune în el, cât rău i-au făcut românii lui. Mai ales acum vreo 600 de ani, când i-au adus acolo ca și le-a dat simbrie, că erau caftangii bune, așa, știi, să îi plăteau domnitorii români să bată cu ungurii, să se bată cu toți care treceau pe acolo, da. Și e aia cu, îi dai nasul lui Ivan să suie pe divan, știi, tu îi aduci acolo, îi dai de simbrie, îl pui să se lupte, că erau luptători buni secui și au rămas ani de zile acolo, da. Săracii unguri ăștia, ce probleme au ei, cum vor ei să spună că secuii sunt dai lor, știi? Forțat. Cine pune urechile la cârciumă, multe aude. Care ascultă la uși, își aude și de faima lui. Limba bârfitorului, dar și urechea celui care ascultă, sunt surori. Deci și ăla care ascultă la bârfă participă în mod egal la ce urât e să bârfești pe cineva cunoscut. Un proverb indian spune, îi vorbești de rău pe alții, te înjosești pe tine. Un proverb italian, cine râde de altul nu va scăpa fără să fie luat în râs de altul. Eu nu râd de ăsta de la Miercurea Ciuc. Eu sunt trist. Un proverb persan. Arabiții ăștia sunt trecuți întotdeauna în civilizație, în zona foarte deșteaptă. Au participat mult la dezvoltarea civilizației. Proverb persan. Cine calomniază pe altul își arată propriile defecte. Interesant, nu? Eram pregătit să vă citesc și următorul capitol, care se cheamă Nu judeca. Vine imediat după Nu vorbi de rău, vine în mod logic Nu judeca. A judeca înseamnă a-ți formula o părere despre cineva în urma analizei faptelor sale, a critica o persoană sau a o trage la răspundere. Dar cu ce drept să emiți aprecieri despre o altă persoană? Ce drept am eu de aici, de la Năvodar, de la Constanța, de la ce frumos e la noi, de la Litoral TV, ce drept am eu să mă arăt indignat și supărat că un dobitoc de primar de la Miercurea Ciuc spune că la el acolo limba maghiară e obligatorie? Păi n-am știut, pe cuvântul meu, eu am îndemnat pe întotdeauna și pe fiul meu să învețe germana, să învețe englezească, să învețe italiana, spaniola, limbi de circulație mondiale, care mai spui un cuvânt în italiană, îl pricepe și spaniolul, spui un cuvânt în engleză, înțelege și neamțul, nu prea vrea, nu prea îi place, da. Dar când spui un cuvânt în ungurește, bă, băiat, sună îngrozitor, nu știe nici dracu.
N-am știut că e obligatorie limba maghiară. Foarte mulți prieteni ai mei din Transilvania știu ungurește. Mi s-a părut deosebit de interesant, deosebit de inteligent. Românii, în prietenia lor, în bunătatea lor, cei născuți în Transilvania, știu ungurește. Aproape toți românii de acolo, fără să-i forțeze nimeni. Foarte mulți maghiari nu știu românește. Și este cetățean român. Și nu l-a forțat nimeni. Și vine băiatul ăsta și zice că la el acolo, la Miercurea Ciuc, e obligatorie limba maghiară. Tăi, ce băiat drăguț! De-abia aștept să-l cunosc personal. L-am văzut la televizor de câteva ori, el a fost deputatul TMR și nu-mi plăcea de el. Avea o privire urâtă așa, o freză tâmpită așa. Cine poate să ajungă primar în România? Și pentru că emisiunea să lucrează și să transmite din Năvodari, stau și mă gândesc că primarul din Miercurea Ciuc umblă dezlegat și primarul din Năvodari, domnul Matei, e la pușcărie. Unde fi dreptatea asta pe pământ și cine o cântărește așa? Și cu ce interese e judecată dreptatea? Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Probabil că de-aia e viața interesantă, așa, că nu te plictisești. Rămâi tu cu întrebarea de ce primarul din Miercurea Ciuc umblă dezlegat câtă vreme atacă clar la siguranța națională și încalcă Constituția și se poate duce liniștit acasă, să-și mănânce gulașul ăla cu nevastă sa. Ce mi-ar place să dea asta peste o nevastă olteancă, așa? Îi doresc. Nu judeca. Eu nu-l judec. Doar vă spun dumneavoastră ce am văzut și mă mir. Nu-l judec. Poate critica noastră constă în a reproșa altora că nu au calitățile pe care credem că le avem noi. Spune un romancier, un francez, Jules Renard. Adevărul se ascunde în spatele cuvintelor împletite, fabulos, de Jules Renard. Vă mai citesc o dată. Poate critica noastră constă în a reproșa altora că nu au calitățile pe care credem că le avem noi. Eu sunt convins că ăsta de Miercurea Ciuc nu are calitățile mele. Eu sunt mult mai deștept decât el. Eu niciodată n-am să-i spun unui maghiar că n-are voie să vină pe plajă de la Năvodari decât dacă știe românește. Niciodată. Sau dacă vrea, student fiind, să vină și știe doar ungurește și englezește, să spunem, să lucreze la o mașină de înghețată pe plajă de Năvodari. Sunt convins că niciun român niciodată nu o să-i spună: bă, băiatule, păi dar nu pot să te pun aici decât dacă știi românește. Niciodată. Nu-mi pot imagina să aud vreodată un român spunând așa ceva. Iată că un secui, probabil supărat, probabil necăjit, probabil că îl certase soacră sa. Să-l iertăm pe Dobitoc. Priviți-vă și feriți-vă de a judeca faptele altuia. Judecându-i pe alții, facem un lucru inutil. Adesea ne înșelăm și păcătuim ușor. Pe câtă vreme examinându-ne și judecându-ne pe noi înșine, facem un lucru folositor. Asta a zis Anatol France. Ce rost ar avea să emitem aprecieri asupra altor persoane atâta timp cât judecățile noastre de valoare nu clintesc nicio fărâmă din standardele lor însușite benevol? Deci ce rost are să-l critic eu pe ăla de acolo când el rămâne cu tâmpenia în capul lui că limba maghiară și altceva nimic. Nu știi maghiara, nu știi nimic. Și ești primar la Miercurea Ciuc. Și capitolul ăsta începe cu un proverb românesc: judecă-te întâi pe tine, apoi pe mine. Întâi judecă-te pe tine și apoi judecă-te pe altul. E, vedeți, noi astăzi
Eu acum l-am judecat și îmi pare rău și îi cer iertare pe dobitocul de primar de la Miercurea Ciuc. Nu m-am judecat pe mine. Și zice aici în carte, nu-i frumos, domnul Haleț, să judecați pe alții. N-am știut, dacă citeam asta la început de emisiune, nu mai judecam pe ăla, mă judecam pe mine. Nu-i frumos, am greșit, probabil că cineva care se supără la ce am zis eu pe emisiunea astăzi, o să mă certe pe mine, sunt convins că nu o să-l certe pe dobitocul de primar de la Miercurea Ciuc. La noi în țară se poate orice. Putem să vindem 4 industrii puternice de metalurgie unor ruși, care ulterior vând doar cu 50 de euro și nu-i ceartă nimeni. Doamne ferește să pot închide aceste mari fabrici și noi să rămânem fără producție de sârmă, de oțel, beton, de chestia. Ce dacă, domnule? Cine plânge? Cine plânge? Cine ne apără dacă noi nu ne apărăm singuri? Vă promit că de săptămâna viitoare emisiunile noastre vor fi mai vesele și mai optimiste, pentru că și dumneavoastră și eu știm că ce frumos e la noi. Și dușmanii noștri să se mulțească, să fie în continuare puternici, o să avem grijă să le tragem când vom avea noi chef, prin însăși străduința noastră de a le arăta celorlalți că nu suntem bleguți. În momente grele, românii nu s-au lăsat prea pe tânjeală. Suntem în continuare prea cum se cade și prea drăgălași, mai ales cu dușmanii noștri și mai ales pe aici, pe acolo, cu oarece proști care ajung să ne conducă ba la primărie, ba pe în parlament, ba pe acolo pe unde speram eu că sunt bărbați care încă ne mai apără viitorul nostru și al copiilor noștri. Iată că devine din ce în ce mai importantă urarea mea de sfârșit de emisiune, să dea Dumnezeu să avem noroc cu toții, măcar în 2013. La revedere!